Tocmai de asta v-am spus că acest lucru trebuie făcute sincron. Noi tot ceea ce identificăm și această activitate de identificare este ca o bază sau un suport pentru ceea ce înseamnă viziunea și implementarea unui program, unui plan de mobilitate urbană general, și clar va trebui să identificăm toate locurile posibile pentru amenajarea unor astfel de parcări, care să le includem în acest plan, concomitent cu alte acțiuni care duc toate să genereze confort, să genereze condiții optime atât de parcare cât și de tranzitare. Da, revin la ceea ce spuneați dumneavoastră, aveți dreptate, noi nu trebuie să găsim soluții pentru probleme, dar totodată acest plan la care ne-am asumat trebuie să vină cu propuneri și cu soluții tocmai în acest sens. De aceea îl și facem, ca să rezolvăm aceste probleme. Comisia de circulație a spus că de niște proiecte despre care s-a discutat în ele, dacă nu puteți spune care sunt acele proiecte, pentru că pentru presă în general Comisia de circulație a fost așa o enigmă totală, niciodată nu s-a comunicat nimic în privința ei. Și iarăși revin la aceeași chestie, am impresia că această Comisie de circulație se ocupă strict de circulația mașinilor. Nu, se ocupă mai mult de mai multe lucruri, dar să vă pot prezenta așa care a fost ordinea de zi acestei ședințe. E vorba de măsurătorile care se fac la intersecția străzii Ogoarelor cu Ștefan cel Mare în semafoarele din acea zonă pentru a găsi timpii optimi de ieșire din zona Ogoarelor. Gestionarea traficului greu de pe strada Griviței și strada Moldovei, având în vedere că se fac lucrări de construcții în acea zonă. Au fost stabilită în zona grădiniței numărul 5, Ecaterina Teodoroi, înființarea unei treceri de pietoni și cu toate măsurile care sunt necesare în acest sens, inclusiv relocarea de parcări. Tocmai, iată, o măsură care vine în sprijinul pietonilor și nu a mașinilor. Limitatoare de viteză în zona Aleea Revoluției. A fost respinsă și o solicitare privind construirea unui clădiri de birouri, având în vedere că accesul în zona respectivă, în zona Dobrogeanu-Gherea, nu se făcea pe două benzi de circulație, cât de minim 3 metri fiecare. A fost avizat studiul propus pentru circulație, conform puzului propus de construirea unor locuințe în zona Mihai Viteazu. În zona Bogdan Dragoș este fostul complex comercial, unde urmează să amenajeze un magazin Profi. Au fost avizat de principiu condițiile necesare pentru amenajarea zonei rutiere în zona de acces la acest magazin. La intersecția Bogdan Dragoș cu Bulevardul Republicii s-a propus semaforizarea acelei intersecții, tocmai că este o intersecție care ar genera disconfort la ieșirea și intrarea în anumite zone de stradă, fiind o intersecție dezaxată, îi spunem noi. Și totodată s-au propus schimbarea regimului juridic al unor locuri de parcare, din locuri de așteptare în locuri de parcare cu plată. Cam asta au fost așa în linii mari ceea ce comisia a avut pe ordinea de zi. V-am spus faptul că sunt anumite lucruri care erau transmise spre solicitare încă de anul trecut și au rămas în stand-by și acum au fost. Aș ultima întrebare legată de traversarea unui nivel care a spus că s-a intervenit. Ce se mai poate face acolo? Ce se mai poate interveni? Noi am devenit... ceea ce am putut noi face, acele zone unde s-au creat gropi în asfalt, s-a desprins asfaltul, am intervenit cu RRD pentru a putea evita și a rămâne doar acea zonă de tranzit cu acele punți de cauciuc dur, unde noi nu putem interveni. Zona de denivelată și cu găuri proiectate
proeminente în asfalt, am intervenit pentru a elimina cât de cât acest disconfort. Unii spun că nu într-un mod, alții spun că de ce nu am venit. Lucrurile astea nu se vor finaliza niciodată, adică fiecare într-o zonă poate să nu la actualitatea suficient îmi face umbră, altul spune, domnule, dar trebuia lăsat să crească frumos. Eu cred că acest lucru îl fac cei care știu să fac acest lucru, la fel cum și activitățile, toate aceste activități sunt făcute coordonat și cu, în urma unor demersuri, cu oameni de specialitate și trebuie să acceptăm și lucrul acesta, că nu-i neapărat să strigăm că vrem să dăm jos un copac și trebuie să mergem să-l doborâm. Lucrurile astea se fac coordonat cu specialiști în condiții speciale și respectând întru totul legislația în vigoare. De aceea acest ping-pong nu se va termina niciodată. Revenind la ceea ce spuneți, sigur, discuțiile sunt mai ample pe această temă. Ceea ce ce sper eu sau ceea ce ar trebui să se facă are deja un caracter de schiță sau este gândit la nivelul unităților administrativ-teritoriale. Îl cunosc experții care fac și consultanții care fac aceste planuri de mobilitate urbană și sunt deja propuneri de amenajări, inclusiv a unor parcări, că sunt parcări subterane, că e un mix de parcare și vegetație ambientală, tocmai pentru a veni în acest sprijin de a fi prietenos și cu mediul și de a nu face tot o mare de astfel de. Eu chiar am văzut anumite poze, schițe, propuneri în acest sens. Dar toate lucrurile acestea trebuie făcute îndrumare sau consultanța unor specialiști care ulterior ne vor da cele mai bune soluții care sunt aplicabile la noi în oraș, că știți cum, nu peste tot ai posibil de aplicat aceeași soluție, dar sigur nu se vor face lucrări de acest gen, că asta cred că e substratul, cu afectarea. Chiar acum recent a fost o măsurătoare, este stație care măsoară aceste indicatori și care a redat ca fiind în parametrii normali. Da, dar este într-o zonă cu risc de poluare mai mare. Să știți, pentru că acolo este zona FNC-ului, acolo este o zonă industrială, deci să știți că nu e chiar așa cum spune. Deci nu ar trebui mers pe o îmbunătățire imediată, adică... Nu ar trebui mers. Știți cum este? Faptul că încercăm să avem în fiecare an plantări, să întreținem și să gestionăm, să inventariem spațiu verde care să nu mai fie redat unor alte lucrări de construcții, intră tocmai în acest sens. Sau campanii de împădurire sau de întreținere. Da, din păcate, tot noi îi facem să dispară. Știți? Noi putem să revenim și să, așa cum am zis, cred eu, campania de conștientizare, poate văzând un anumit clip, văzând un anumit model, uneori poate și cu măsuri mai dure, ați văzut, sunt anumite orașe în care au luat măsuri foarte drastice cu anumite persoane care depun deșeuri necontrolat în zone, chiar în zona unui spațiu public sau privat, depozitare necontrolată și care poluează și au și o imagine dezastroasă. Nu în acest plan, nu. Amenajarea punții este o investiție separată. Este o revizuire a vechii expertize care, datorită timpului de când a fost făcută ea, nu mai e valabilă și trebuie refăcută. Iar la fel, partea de amenajare faleză, suntem pentru a depune în continuare documente la administrația bazinală, trebuie să avem hotărârea de Consiliu de aprobare a acestei investiții, lista de investiții cu studiu de fezabilitate, pentru că sunt niște condiții în acel protocol de adăugare acestor documente, dar suntem în momentul de față, oarecum, să zic, va mai dura ceva timp până se va aproba și bugetul și aprobarea listei de studii și proiecte pentru anul 2021, obligatoriu trebuie să avem acest obiectiv prins și apoi să transmite, să
facem studiu de fezabilitate, care îl aprobăm prin proiectul de buget, și ulterior aceste documente să fie depuse pentru semnarea protocolului la administrația bazinală. Plus că, așa cum vorbeam și am fost și semnalat diverse ori, intervenim că la un moment dat se creează chiar un risc de traversare pentru copii, fiind se mai rup, da, se rup, dispar, și chiar era o zonă în care aproape că nu puteai să treci o persoană mai în vârstă sau un copil să trece în acea zonă. Intervenim și noi când suntem semnalați cât putem de repede pentru a ține și a o face practicabilă și să eliminăm riscul de alte probleme. Când preconizați o modernizare a acestei? Deci problema este prima etapă este refacerea expertizei, asta înseamnă nou buget, după care înseamnă contract și expertiză nouă și identificarea sumelor pentru reparații. Deci nu anul acesta. N-aș spune nici da, nici nu. Nici nu putem să ne facem. N-aș vrea să-mi fac foarte multe calcule preliminare până nu vedem exact ce se întâmplă cu sumele care le vom primi anul acesta. Vă dau numai un calcul așa legat de buget. Am solicitat, bineînțeles, școlilor care e necesarul pentru burse. La un estimat, funcție de ce mi-au cerut și au estimat fiecare dintre unitățile de învățământ, am ajuns la o sumă de circa 30 de miliarde față de vreo 2 miliarde cât erau alocați în anul din urmă. Ar fi un impact major dacă ar trebui să... Pentru că s-a impus obligatoriu valoarea minimă de 100 de lei, astfel că bursa minimă pe care poți să o acorzi este 100 de lei, dacă mai crești pentru merit sau pentru rezultate deosebite mai pui 120 sau 150, funcție de numărul de elevi care îndeplinesc aceste condiții. O să vedem ce sume vom primi și cât vom putea, alea le vom aloca. Păi deocamdată nu sunt sume. Sperăm să fie. Actul normativ spune că va fi asigurat prin transfer de la bugetul de stat. Noi am făcut o solicitare pentru informare inspectoratului școlar județean și că ne-au transmis că deocamdată nu au primit sume cu această destinație. Asta e răspunsul care l-am primit în momentul de față. Nu știu, adică starea lor sau numărul lor? Acum nu am în momentul ăsta, dar pot să... Da, nu e normal, acestea trebuie să fie stabilit, trebuie să respecte destinația care au fost stabilite. Dar românul de fiecare dată inventiv, găsește soluții, cum găsește un spațiu pe scara blocului, pune o ușă, îl închide, îl face personal, îi pune un lăcățel și peste un an, doi, a lui, nici nu poți să-i mai... De exemplu, nu se poate preconiza, da, da. Și poate fi, din păcate, în orice moment. De aceea v-am întrebat dacă aveți o situație clară a acestor adăpturi. Trebuie să existe obligatoriu, nu am în momentul ăsta. Dacă doriți, o să vă fac o situație și vă prezint la următoarea conferință. Ei, nu se poate imediat, a fost avizat, deocamdată se fac măsurători. Nu pot să vă zic într-o lună sau două. Urmează să achiziționeze, sunt lucrări de instalații, branșări de acelor semafoare. Da, obligatoriu, da. A fost identificată o zonă în care se parchează. Deci oamenii parchează acolo de ani de zile în zonă. Doar că ei parchează așa, neoficial. Își mai pune niște pietriș, unul pe stânga, unul pe dreapta. E o zonă care ar putea fi amenajată ca și parcare. În spatele acelei zone deja au făcut un gărduț, au oprit accesul. E o zonă care poate fi gândită și reamenajată din punctul ăsta de vedere. Da, e în permanență, în fiecare săptămână, direcția municipală locată prezintă câți au fost adoptați. Nu știu, ori s-a modificat secțiunea, ori poate erau pus pe site-ul lor, nu știu dacă, dar sigur în fiecare, vă spun că în fiecare săptămână îmi raportează câte capturi au făcut, cât s-au dat pentru adopții, cât s-au în padoc. E o situație care o fac permanent ei și o raportează. Acum poate că ori o fi în altă secțiune, ori v-ați uitat și pe site-ul celor de la Locato, poate e la voi. La ei a fost pus și acum îl pun și pe site-ul primăriei.
Dar e o activitate care sunt obligat să o facă și o fac. Este finanțare întru tot ONL, este procedură de achiziție făcută tot de Agenția Națională. Dacă ei au modificat sau au stabilit un termen, eu am vorbit cu constructorul și sunt în termen. Erau anul trecut când s-au oprit lucrările, se făceau demersuri pentru branșamente, pentru utilități la acel bloc. Și nu... Stadiu fizic? Ca procentaj? Da, sau cum să mă întreb, cam cât ar mai fi până la finalizare, de asta mă întreb. Nu aș vrea să vă dau un procent eronat, dar pot să văd exact care e stadiul. Eu știu că nu este nicio problemă cu acele lucrări de acolo. Alte discuții la București, la ANL pentru alte blocuri sau mai importante? Nu, în momentul de față sunt discuții, adică nu sunt discuții, sunt în derulare blocurile de pe Islazului, blocurile sociale, la care noi am fost informați de către constructor că ar putea să impună un ritm mai alert lucrărilor, dacă și finanțarea poate fi susținută, având în vedere că ele ar avea termen de finalizare 2022. Constructorul a spus că ar avea capacitatea să termine chiar anul acesta și am făcut demersuri în acest sens la Ministerul Lucrărilor Publice și încercăm să găsim soluții să ne finanțeze lucrarea, având în vedere că ei pot executa, că poate sunt alte lucrări mai întârziate și atunci am putea beneficia de finanțare și de finalizare mai rapidă a celor trei blocuri de pe Islazului. Va fi o campanie în special de publicitară care va fi prin acțiuni media, prin acțiuni online pe site-ul primăriei și poate și materiale publicitare care să fie distribuite în oraș. Un proiect ținea de inventariere și atunci dacă primul proiect a fost retras, am considerat că e bine să-l retrag și pe acela, iar dincoace era o poziție în Comisia de Urbanism care în momentul de față, în momentul acela a considerat că este a dat un aviz negativ și atunci am zis că poate pentru o dezbatere și o analiză cu toți factorii, găsim să vedem care au fost, de ce a fost acel aviz negativ. Sunt discuții referitoare la evaluările anumitor suprafețe de teren sau la ce se referă? Nu, sunt discuții de, cred că, de mai multe tipuri, de fundamentarea oportunității, de ce vreți dumneavoastră. Nu, eu cred că important este să găsim cu toții că în unanimitate deciziile sunt cele mai bune. Chiar în ședința anterioară noi ne-am asumat o participare la achiziționarea unui spațiu care consideram noi că e benefic activității administrației publice locale. Asta însemna un efort financiar care la momentul respectiv îl găseam ca și soluție prin tocmai vânzarea unor terenuri care erau în urma unor solicitări ale deținătorilor concesiunilor și atunci asta era o sursă posibilă de finanțare. De aceea trebuie văzut ca o decizie cu unanimitate și cu oportunitatea asumată de către toată lumea. Sunt lucruri, noi ne dorim ca ceea ce facem să fie în sprijinul, să zicem, celui care are o edificată, o construcție sau celui care face o investiție. Până la urmă, primăria trebuie să vadă lucru bun. Dacă cineva, din punctul meu de vedere, a investit și a făcut în acea zonă, a ridicat adresabilitatea la teren, a ridicat valoarea terenului, a făcut investiții, a tras forță de muncă și, bineînțeles, ulterior plătește impozit atât pe clădiri, pe forța de muncă și pe terenul respectiv, noi trebuie să fim, cred eu, un partener corect cu toți aceștia. Da. Păi, cred că am văzut cu toții ce s-a întâmplat. Ele au fost ori gestionate și înseamnă costuri pentru administrația publică locală,
ori au fost depuse necontrolat și au generat impact asupra mediului, ceea ce noi nu vrem să se mai întâmple. Deci spuneți că din, eu știu, de la fostul umar sau de la... Nu spun, cred că s-a întâmplat. Dumneavoastră... Sunt cantități imense de deșeuri din construcție acolo și trebuiau duse undeva pentru a rămâne teren drept. Plus în zonele unde sunt amenajate supermagazine sau loc escavări. În mod normal, la momentul de față, dacă cineva ar face o demolare, unde ar trebui să ducă legal acest moloz? La un operator de deșeuri, la o astfel de platformă de concasare, de depozitare și concasare. Astea sunt în momentul de față posibilitățile legale, nu depunere necontrolată. Chiar acum, vreo două zile, cred că a fost o astfel de măsură în strada Islazului, unde o persoană a fost surprinsă și a fost, i s-au aplicat măsurile legale. În atribuțiile poliției locale este și această monitorizare. În momentul când semnalează sau reușesc să vadă aceste lucruri, sigur, le pot preîntâmpina. Dar de cele mai multe ori, vedeți că noi semnalăm că sunt depuse, le vedem, dar nu reușim să identificăm de fiecare dată pe cel care le depune sau în timp util să putem evita astfel de situații. Și atunci administrația publică trebuie să preia, să gestioneze și înseamnă costuri pentru noi. Da. Ce presupune în perioada următoare lucrarea, proiectul de modernizare a tronsonului 4 din pietonal, zona despre Futupan fost? Ce se va mai întâmpla acolo? Ce se întâmplă cu acea scară rulantă și care sunt pașii? Acolo mai sunt lucrări, în special la punerea în funcțiune a scării rulante și la finalizarea unor lucrări de tehnice mai mult electrice, cabină cu, în zona amfiteatrului și zona de acces din spre Bank Post. S-a stabilit ca anul acesta să fie pus în funcțiune. Eu vă spun că în perioada rece am avut mai multe sesizări de la proprietari de spații dintr-o zonă reparată sau reabilitată anterior și am fost acolo cu constructorul, cu dirigintele de șantier, cu reprezentanții din primărie. Am constatat anumite deficiențe, s-a stabilit să se intervină pentru ca în momentul în care este finalizată toată lucrarea să poată face recepția finală, dar aceasta după ce cei care au semnalat aceste lucruri, că sunt anumite zone de infiltrație, consideră că sunt refăcute și revizuite problemele pe care le au. Am să verific exact, am o discuție cu cei care sunt pe strada Teiului și care nu au în momentul de față canalizare și pentru care găsim o soluție tehnică în primul rând și eventual în acest an să încercăm să facem branșamentul pentru cele aproximativ 20 de locuințe care în momentul de față nu beneficiază de serviciul acesta și e o prioritate pentru noi acest lucru. Am să verific exact și care este situația cu dacă e înregistrată vreo problemă, avarie sau colmatare în zona danubiană, dar mai exact în... Canalizările care merg spre cordon pe marginea șoselei. Despre alea era problemă. Acolo ne-a fost capacul ăla de desfăcut și care s-au... Lor, și noi avem partea noastră. Am înțeles. Am să verific. Am să solicit celor de la APA Serv să facă verificări și să ne spună dacă au semnalate avarii. Atât. Mulțumesc și eu, după amiază plăcută.